mea știi bine, când îmi zboară tot la tine, mamă. Maiculița mea știi bine, când îmi zboară tot la tine, mamă. Și mă întreb cum o mai duci, pe ce potecuța puci, pe ce potecuța puci, of, mamă, mamă. Să mă vezi dacă nu vin, cu flori mândre nu pe lin, cu flori mândre nu pe lin, of, mamă, mamă. Maiculița mea cea dragă, te-aș umbla prin lumea întreagă, mamă. Maiculița mea cea dragă, te-aș umbla prin lumea întreagă, mamă. Tot la tine m-aș întoarce, că așa-i dorul n-ai ce-i face, că așa-i dorul n-ai ce-i face, of, mamă, mamă. Dorul de copil cu minte, e dor sfânt pentru părinte, e dor sfânt pentru părinte, of, mamă, mamă. Maiculița mea cea scumpă, să-ți dea Domnul viață lungă, mamă. Maiculița mea cea scumpă, să-ți dea Domnul viață lungă, mamă. Asta-i rugăciunea mea, care o spune inima, care o spune inima, of, mamă, mamă. Și seara și dimineața, că ea-mi luminează viața, că ea-mi luminează viața, of, mamă, mamă. Bună ziua, dragilor! În această zi minunată, echipa Florăriale a revenit cu mare drag localitatea Butea să o felicităm pe doamna Antonia cu împlinirea frumoasei vârste și să-i urăm sincer și călduros la mulți ani. Surpriza este pusă la cale din partea tuturor celor care o iubesc enorm de mult. Mergem spre ei! Da. Uitați-vă că mă bucur, sunt așteptată, masa este pusă, înseamnă că astăzi este sărbătoare. Și astăzi, dar și pe data de 15, așa este? Așa este. Am venit mai devreme, dar știți de ce am venit mai devreme? Ca să continue surprizele până pe data de 15. Da? Sunt toți cu toți aici. Să primiți în fiecare zi câte o surpriză din partea celor dragi și pe data de 15 din partea tuturor și mai multe surprize. Sunt de la Florăriale din Roman și am pentru dumneavoastră aici o surpriză. O surpriză cu multe daruri frumoase. Nu, nu, dumneavoastră luați loc. Dumneavoastră luați loc. Da, stați fără. Dar dacă dați... E bine așa, ne vedem? Da, e bine. Stăm așa, atunci nu-i problemă. Cu foarte, foarte multe daruri frumoase. Dar nu întâi de toate să urmână aceste daruri, vă întreb, cine credeți că ne-a trimis la dumneavoastră? Nu știți? Uitați-vă câți oameni frumoși aveți doar aici, alături de dumneavoastră. Nu aveți copii, nu aveți nepoți? Da, eu! Uitați-vă, așa este, așa e acolo! Surpriza este vine din partea celor dragi care vă iubesc enorm de mult și care, chiar dacă sunt aici, au dorit să vă surprindă un pic mai diferit, că știu că cineva nu este alături de... Așa este, este un pic mai departe. Și cu toții au așa o complotată împreună să facă această surpriză minunată. Și dacă îmi permiteți, întâi de toate, să vă înmân acest minunat buchețel, pentru că o doamnă este mai gingașă și mai specială când are un buchet de flori în mână. Da, o doamnă și așa este specială, însă când are și un buchet în mână este mai deosebită. Dar unde e soțul? Domnul este soțul? Sau e decedat? A plecat, are 3 ani de când a plecat. Îmi pare foarte rău, îmi pare foarte rău. Dumnezeu ne dă și greutăți. Și greutăți care... După 57 de ani de căsătorie. Ați avut o familie frumoasă. Și aveți o familie frumoasă, cu copii minunați lângă dumneavoastră și cu cei dragi care vă iubesc enorm de mult, cu nepoți
care asta este cea mai mare dintre... Am nepoți, am strănepoți. Uite, ce... sunteți o mamă și o bunică, dar și o străbunică fericită. Asta este cel mai important lucru. Cu masa de sărbătoare nu trebuie să treacă fără un tortuleț. L-am adus și pe acestea. Uitați-vă câte gure sunt aici, care le plouă în gură de dulce ca să le dați la toată lumea. Am să las la fel așa aici. Și masa de sărbătoare nu trebuie să treacă fără o șampane. Căci dacă nu este șampania, nu se toarnă în pahare. Și avem și domn pe aici care abia așteaptă să toarne în pahare. Să toarne în pahare. Nu servească că sunteți o eroină și o mamă fericită. Am să las și aici șampania. Și aveți aici un coș cu fructe. Un coș cu foarte, foarte multe vitamine. Dar nu, dumneavoastră vă rog să țineți buchetul. Că dumneavoastră trebuie să țineți un buchetel. Nu are nimic. Eu am să pun coșulețul așa pe scaun, că este greu și dumneavoastră acum doar trebuie să vă bucurați. Mulțumesc. Dar de știi ce? Nu ne pupăm că nu-i voie. Nu ne pupăm. Da. Nici nu ne pupăm. Doar ne îmbrățișăm. Glumeam. Nu. Dați fără grijă. Și aveți aici o ciocolățică din partea noastră să vă îndulceți. Mulțumesc. Să vă îndulceți și să dați la toată lumea din dulceața care o aveți. Să se ajungi să aniniște și 80 ani. Să și igine. Doamne ajută. Doamne ajută la toată lumea să ajungă vârsta noastră. Căci vremurile care au fost odată au fost mai bune decât acum. Mai bune și mai deosebite și mai frumoase. Nu mai fac-o. Ești tânără, câți ani ai? 25, 26. A, ești tânără. Ești tânără. Pe vremea mea, când eram ca voi, era foarte, foarte greu. Mă dușeam cu căruța, cu barabul la Iași și m-am dus de trei ori cu căruța să n-am terminat de plătit impozitul. Da, dar dumneavoastră vedeți că în ziua de astăzi nu prea se trăiește până la vârsta asta. Cu toate chimicatele astea, exact. Multichimicale. Dar atunci a fost o viață sănătoasă. Tot era natural. Asta este. Din perspectiva asta am avut în vedere că era mult mai frumos și mult mai sănătos. Acum cu tehnologia asta și cu toate inovațiile astea e un pic mai... E mai ușoară viața, însă dăunează foarte grav. Dăunează foarte grav sănătății și... Asta e. La fel cei dragi mi-au dat și un mesaj de felicitare. Cu foarte, foarte multe cuvinte frumoase de la mulți ani către dumneavoastră. Pentru că pe data de 15 faceți frumoasa vârstă. Dar noi am venit mai devreme ca să continue darurile, cum și-am spus. Și dacă se poate să-i dau citire acestui mesaj. La mulți ani, draga noastră mamă, primește felicitările noastre în această minunată zi în care te-ai născut. O zi în care mai adaugi un trandafir în buchetul vieții. Noi toți te iubim și îți mulțumim din suflet pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi. Ești o mamă, o bunică și o străbunică extraordinară. Chiar dacă nu suntem cu toții lângă tine, în inimile noastre vei rămâne mereu. Îți mulțumim, iubita noastră mamă, bunică și străbunică, pentru toate sacrificiile făcute pentru noi. Nu știu cum să-ți mulțumesc. Ești o eroină și vei rămâne în continuare. Ai fost tot timpul prezentă alături de noi și îți mulțumim pentru asta. Te iubim enorm de mult. Cât de frumos au spus copiii în acest mesaj frumos. Și uitați-vă, sunt și ei prezenți aici. Și și ca să fie căruțați să vadă fetele că a venit aici. Dar ei ne vor vedea acolo. Exact. Ne filmează de aici. Și chiar dacă uitați-vă câțiva copii și câțiva nepoți sunt alături de dumneavoastră, sunt câțiva care nu ne văd. Le puteți transmite și lor ceva? Dacă ne uităm așa acolo și dacă le transmiteți și copiilor celalți ceva, un mesaj. Le-am trimis că am vorbit pe WhatsApp mai degrabă. Și acum dacă se poate. Da, și acum dacă doriți. La fete. Marie, Lenuța, Daniela, la toți vă doresc multă sănătate și să Doamne ajută pe toate. Mulțumim! Aveți emoții și sunt firești să avem emoții. Căci dacă nu am avea emoții, înseamnă că nu trăim. Trebuie să avem emoții și să dăm frâu. Că uitați-vă, sunt oameni frumoși lângă dumneavoastră. Oameni care vă iubesc enorm de mult. Și astăzi și în fiecare zi aveți gânduri frumoase din toate colțurile lumii. Pentru că în fiecare colțușor este cineva care vă iubește.